accident rutier din care a scăpat nevătămat. Ciocnirea cu un tir a lăsat însă urme pe limuzina de lux a finanțatorului Stelei. Înainte de a trimite automobilul la reparații în Germania, Becali a făcut câteva retușuri chiar în curtea casei sale. Imaginile care urmează sunt interzise iubitorilor de mașini. După ce în noaptea de marți spre miercuri s-a trezit cu un tir în portiera limuzinei care l-a costat 500.000 de euro, Gigi Becali nu a mai stat pe gânduri. A pus mâna pe unelte și s-a apucat să o repare. Lasă-mă, Gigi, lasă-mă puțin. Lasă-mă, ia-mă mâna de aici. Eu nu știu. Așa, 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 e bine, e bine. Ia-mă mâna de aici, că nu e, nu atât, că mai mult trebuie. Păi știu, dar de acolo, de sus, aia dunga asta de sus, e dublura aia. Hai, hai, hai. Te-ai adus în coate. Da. Dar de ce nu-mi dai voie mie, bă, frate? Dă-mi cu asta. Stai, că te-ai amândouă. Bă, Gigi, uite-ți aici, trebuie să o iei de sus, bă, mâncați-aș. Lasă-mă, că nu știi. Da, bă. Da. Da, bă. Dar aici trebuie de sus, da, bă. Dar eu știu că de sus. Bă, dar ce tira cu asta să-mi iei? Gata, lasă-o așa, lasă-o așa, lasă-o așa, gata. Ia. Am băgat-o eu înapoi. Lasă-o să vedeți.